Teribilismul l-a băgat în mormânt pe un puști de 16 ani din Constanța, fără să aibă permis de conducere. Adolescentul s-a urcat la volanul unei mașini și a plecat la plimbare împreună cu un amic. La intrarea în Mangalia, băiatul a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat cu el într-un stâlp de beton. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a rupt în două. Șoferul a murit pe loc, iar pasagerul a fost grav rănit. El este acum în comă la spital. Era ora 7 dimineața când mașina zbura parcă pe drumul care unește câteva ferme din Mangalia cu șoseaua care duce către stațiunile din sudul litoralului. Așa le-au povestit martorii polițiștilor. La volan era Cosmin Marian, un puști de numai 16 ani. Ceva s-a întâmplat aici, pentru că dintr-o dată mașina a părăsit carosabilul, a intrat pe câmp, sunt urme mari pe care le-a lăsat în vegetație și s-a oprit fix în stâlpul ăsta. Nu se știe cum, dar mai ales din ce motiv, tânărul a tras de volan la stânga, spre stâlp. Din cauza impactului foarte puternic, atât el cât și prietenul lui au rămas încarcerați. Pe fondul neatenției a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp. A rezultat decesul pe loc al conducătorului auto, precum și vătămarea corporală foarte gravă a unui pasager aflat pe locul din dreapta, un tânăr în vârstă de 19 ani. În cauză, polițiștii constanțeni au întocmit un dosar penal. Prezenta fracturi costale și traumatism membru inferior, transportat la spitalul județean. Localnicii din zonă sunt stupefiați. Chiar mă și miră că spune că unul e încă în viață. La cum a fost după pom, că uitați că se cunoaște cum s-a dat după pom, așa, s-a uitat după stâlp. Ce viteză să fie avut? Și am înțeles că am avut cel puțin 130-140 de ori. Și după cum arată mașina, ce să mai... Uitați mașina, ce să mai... Viteza a fost foarte mare, impactul a fost foarte puternic, iar stâlpul a tăiat mașina ca pe o conservă în două bucăți. E de mirare că pasagerul din dreapta trăiește. Asta mai mult crește la părinților. Părinților băiatului cunosc, da. Și bă, băiat așa în realitate, dar eu zic că e greșeala părinților că li-i permit. Fără viteză nu avea cum să întâmple. A luat așa ceva. Polițiștii încearcă acum să afle a cui era mașina condusă de adolescent, pentru că ea nu apare în evidențele polițiștilor ca fiind furată. Dacă se va dovedi că proprietarul i-a dat-o cu bună știință, atunci el va trebui să răspundă penal.